Plăcinte de dovleac, o rețetă veche tare, dragă mie. Avem nevoie de un dovleac de cel puțin 2 kg, borș, făină și pesmet, oțet, zahăr, ulei, lapte și puțină scorțișoară. Se curăță dovleacul și se dă prin răzătoarea mică. Eu nu călesc dovleacul, îmi place mai mult gustul cu el crud. Se amestecă cu 3 linguri de zahăr și se lasă deoparte. Pentru a lua, se amestecă pur și simplu 700 de grame de făină cu 10 grame de drojdie, o linguriță de zahăr, o jumătate de linguriță de sare, 150 de ml de ulei, 150 de ml de borș, un zahăr vanilat. Se amestecă foarte puțin, se adaugă și 2 ouă și 150 de ml de lapte la temperatura camerei sau puțin încălzit. Se acoperă aluatul și se lasă să crească 30 de minute. După 30 de minute se frământă doar cât să scoată mai aerul din el și se mai lasă să crească 10 minute. Pentru umplutură se scurge dovleacul de zeamă. Această zeamă este foarte bună cu apă minerală. Se amestecă dovleacul cu 250 de grame de zahăr și o linguriță de scorțișoară și se stoarce din nou. Se adaugă peste el 2 linguri de pesmet pentru a-l putea manevra ușor. Se taie aluatul în două și din fiecare parte se întinde câte o foaie de lungimea tăvii. Se întinde pe fiecare foaie jumătate din cantitatea de dovleac, se rulează cât se poate de strâns, se închide la capete și se pune în tavă pe hârtie de copt udă. Se unge cu gălbenuș și se bagă tava în cuptorul încălzit la 160 de grade pentru 30 de minute. Se scoate, se unge din nou cu gălbenuș, se presară cu zahăr tot și se mai coace 10 minute. Gătiți cu drag!